ați cerut o analiză în privința reducerii, eventualei reducere a TVA pentru apă. De ce nu a fost inclusă apa pe lista produselor alimentare, să spunem, cu reducerea de TVA de la 9%? Mai explic o dată pentru toată lumea sau cei foarte puțini care încă n-au înțeles. Nu vorbim despre apa îmbuteliată. Ea este inclusă. El 9%, de la 1 iunie la apa îmbuteliată. Cred că la asta vă referiți dumneavoastră. Mai spun de 10 ori până înțelege toată lumea. Apa îmbuteliată este la 9%. Toate băuturile nealcoolice, nu doar apa, toate băuturile nealcoolice sunt. Discuția de ieri a fost despre o cantitate de 5 metri cubi de apa de la robinet. Ați înțeles acum despre ce vorbesc? Care sigur nu stau să-l verific pe om dacă o bea sau dacă o folosește la altceva. Este o măsură europeană care are o importantă latură socială. Și dincolo de faptul că de principiu sunt de acord cu ea, când vii cu o măsură, trebuie să vezi exact ce înseamnă, cât costă, unde sunt efectele, pentru a ști că o măsură care sună bine, în mai departe, în practică, produce efecte. Luni vă prezentăm această analiză și vedem dacă putem merge mai departe. Dar nu are nicio legătură cu apa îmbuteliată, cea pe care o cumpărați de la orice magazin. Aceea, nu o să obosesc să vă spun, ca toate băuturile nealcoolice, intră de la 1 iunie în reglementări.